Aproape în fiecare video toată lumea comentează de mașină că e mișto și că le place că se aude, dar că n-are jante și să-i schimbi jantele. Pentru că ele arată așa, sunt jante stock. Sunt unele dintre ele, sunt și zgâriate, iar etrierii și, de fapt nu, doar etrierii au ruginit în unele colțuri. Așa că astăzi o să mergem și o să schimbăm jantele, pentru că mă pregătesc, adică ne pregătim, că v-am zis că e mașina canalului, să colantăm mașina și să o modificăm cum trebuie, să arate și ea estetic, să fie perfectă, nu doar mecanic din punctul de vedere al puterii și al sunetului. E bine, și la sunet o să umblăm. Mergem la niște băieți numiți SRZ Powder Coating. Bineînțeles că sunt recomandați de băieții noștri de la anvelope.ro, unde la sfârșit, după ce le schimbăm, o să mergem să le și echilibrăm și să facem tot ce trebuie la roți, pentru că sunt cei mai buni chiar din România. Dacă nu mă înșel, n-am văzut, e un fel de spital de mașini, nu e servis sau o chestie. Și apropo, nu uitați că, nu știu dacă se vede, dar o să apară și husele pe site cu țeavă goală la Mobil Fox. Aveți codul Bisoi care duminica și ne-a văd de reducere de 55%. Ia uite ursul ăsta și că acolo ești în hibernare. Bă, chiar așa, ăsta vine cu noi azi, dar tu conduci azi. Aha, mi-aș zile să iei pe drum. Ce? Tu n-ai conduci atât mașina mea, decât în primul vlog când te-am cunoscut, atât. Conduci tu până acolo? Că e drum de o oră. Unde am mergat, la Alexandria? La Alexandra. În primul rând, ai grijă. Stai că doar ce m-am trezit. Da, știu, eu te-am trezit, nu doar ce te-ai trezit. Vezi că mergem să facem jantele, le vopsim. Zici ce culoare le facem, ca să-și dea seama ce culoare să fie mașina. Le mai faci aurii de alea, cum le cupru? Gold nu. Ce culoare crezi că o să fie etrierii? Mă, stai că doar ce m-am trezit, etrierii. Acum sunt portocalii că sunt ruginiți. Mamă, da, așa sunt ei stock? Gen, nicio culoare? Da, păi da, în culoarea jantelor, gen. Culoarea jantelor, auzi? Asta știe ce culoare să fac mașina, dar să nu zici că te omor. Pornește-o. Știi cum să o pornești? Vezi că asta e automată, nu manual, ca rulz. A văzut măta în viață ei așa ceva? Hai, mă, mă, recate! Am fost Eddie acum 10 ani de asta. Păi Eddie avea jumate de șisar. Bă, nu, avea, tu ai jumate de șisar, el avea 4 și eu numai 2. Avea Gran Coupe? Da. Ce? Bă, dar numai la bani trai să mor eu. Ai 80.000 de kilometri? Da, are mult, mamă. Ții mașina după... Am bătrânit. După ce? După... Da? 10.000 de kilometri? Câți kilometri ai rost? 60, are mai puțin ca asta. Da? Da. Ce rotă. Trebuie mă câți are Taycanul. Ce? Trebuie mă câți are Taycanul. Câți are Taycanul? 50. La ce faci? La 40. Da, eu pasă anul la 22. Da, în 2005. Frate, mașina mai e să mergi cu ea. Bine, sincer, că are mai mulți kilometri în plană decât... Bă, dar chiar e frumos. Ce fac? Bă! Bă, nu fi... Bă, stai, stai, că dai cu bară, dai cu bară, dai înapoi, jur, ai dat cu bară, stai, dai ușor, încet. Mamă, futut. Nu mai intre pe taroci. Nu, bă, chiar dai cu bară, pe bune, jur. Ești handicapat? Ești prost? Trec sau nu? În gură! Ce-am făcut la bară? Ai! A, pleacă-te! Doamne, cât ești de... S-a zgâriat! Și aia s-a întâmplat pe jantă? Bă, tu ești handicapat? Sper să nu iei pragul. Dă-i ușor. Dă-i așa. Bă! Nu, dă-i înapoi, dă-i înapoi. Dă-i așa, dă-i. Aaa, bă, dă-i. Bă, okay, tu ești handicapat. Ai dat iar în jantă. Care? Ia. Bumule, tu ai boală pe mine azi? Nu am boală pe tine, de ce să am? Unde am ciupit anvelopa? Aici și janta. Aia anvelopa ciupită ești, prost. Ținește mâna aici, de gaură. Păi și iese aer. Aolo, mă, dar ușor. Aaa. Acu ești? Mi-ai zgâriat ambele jante. Să mergem, dar nu mai pot. Ok, ieși de aici. Trebuie să-și mut, urcă-te să mergem. Ai dat în anvelope, era să faci pană. Deci, omul meu zici că e cu șesar de Dakar, așa trebuie să-i citi încărul ăla. N-ai niciun filtru. Dar nu înțeleg. Ce mai este o mașină? Cât mai înaltă? Doamne!
Acesta este un băiat, așa nu. Aveți grijă de mașină. Păi, dar așa trec și cu Rolls-ul. Păi cu Rolls-ul ăsta e în p***a. Nu mai contează. Ce este? E coborât. Ai coborât? Da. El are arcurile schimbate. Ți-am mai zis de 10 ori asta, dar capul altul nu poate să trece. Nu pot să percep de ce ai face asta, e de foarte. Vezi că la 79 ne arată că ajunge noi, trebuie să ajunge la 7. Da, m-am auzit. Hai că-i dăm pe Și care e singurul lucru pe care l-ai schimbat la mașina asta? Ce? Ceasurile. Da? Da. Le-aș pune de la normale, nu pe display. Da, și mie mi-ar plăcea mai mult așa. Dar așa e la Facebook. Uite cât de frumos se aude din dreapta. Așa că băieți, dacă sunteți băieți cu minți și doar vreți să aveți o mașină să fie utilă, rapidă și da, de-astea să vă faceți treaba, uitați-vă spre electrice. Da. Ești efectiv ultimul infect. Nu vă las ăstea pe infecțiile de electrice. Auziți cum face mașina asta? Da. Hai, sincer, mi-e rușine să o conduc. Oare să uită lumea la mine și se gândește? E rușine să o conduc. Ia uite-l pe cocalarul ăsta. Da, omul meu cu Rolls, gold, cu alb și negru. Da, dar nu face așa, ia uite, deci că se strică. Doamne, om, coaie, mă enervez, cică. Cum dracu să zici așa la overrun? Dar nu prea trage. Chiar te induc în eroare ceasurile sport. Adică eu personal, gen, dacă ar fi să-mi iau o mașină de asta super rapidă și chestii, aș vrea să aibă acul de la turometru analog. Mi se pare mult mai... Și mie îmi plac mai mult analogice. Adică... De-aia vreau M3 E92. Scrieți în comentarii ce părere aveți de un M3 E92 manual, în primul rând. De fapt, și automat, dar... Eu aș vrea mai mult manual. Și nu trebuie să fie automat, mi se pare mai util la automat. Păi da, dar nu iau să fie util, că nu mi-au M3 și util. No, gen, pare că te distrezi mai mult cu ea. Ce drept, dar trebuie să conduci una. Chiar da. Înainte să o cumperi. Da, ar fi o idee. Doar că mie personal, dacă are cineva un M3 90, să-mi dea mesaj să facem un video. Există... Dar stai, de ce vrei... Ce culoare are asta? Mama, știu că ies. M3-ul F. Nu. Pentru că M3-ul F are S55. 3 litri. Ca asta? Nu, asta e N55. Are motorul dat de M. Eu vreau S63, parcă e ăla, de la... Sau? Nu mai știu care e, dar eu vreau să fie V8. Sau Ger? V10, M6. Mai tare M6 V10. Dar nu e la fel de jucăuși. Mi se pare tare. Gen, low-key, chiar poți să iei 850i, că ai avut deja 640i. Gen, nu e neapărat ții. Da, mă, băieți, dar cum ar fi un M3 de la cu compresor de 700 de cai de... Dar fii atent, poți să iei și un 850i la mulți kilometri sau whatever și să bagi în el să tune. Ziceți acolo în comentarii. Ok, băieți, am ajuns noi aici la Series Custom. Mergem să stabilim repede culoarea de etrier și de jante și în videoclipul următor o să vedeți ce culoare fac etrierii și o să vă dați și seama cum o să fie mașina. Nu o să fie exact ca etrierii, dar... Pe butuci, tata. Pe butuci. Mamă, ce cât ai etrier, oaielele. Mamă, 2% ai. Da? Gata, deci, ok, am ajuns, mai are 2% camera. Așa sunt jantele acum. Spuneți în comentarii ce culoare le facem. Etrierii o să fie... Roz. No, o să fie Hello Kitty. Da, o să fie ceva Hello Kitty, doar etrierii. Și jantele, abia aștept să le vedeți. Series Custom. Aie. Diamond Cut, recondiționare jante. Da, pau, da. Închisă răușa. Da, da, ce mă... Cred că... Hai. Dar noi cu ce plecăm de aici? Cu Uber-ul. Da? Cu ce drag? S-au adus milion așa un pic pe Uber. Hai să... Peter Farmer știe cine plătește? Deci cât facem cu Uber-ul? Până la mall, da? Mergem cu Black. Ok. O stop? No. E dublu! Mai faci jumătate de jantă. Păi da, dar poate mergi de două ori mai bine. Ok, repede piața, că știi cine plătește. Hai. 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... Tu plătești. Ce maghierlit ăsta? Hai și cu mine să duc mașina, hai cu Uber-ul, hai cu ăla.